Berezino. Salut și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de DayZ. Astăzi o să jucăm DayZ pentru că nu mi-am jucat de o grămadă de vreme și n-am postat nimic pe canal. Vreau seria asta să fie daily, adică să fac gen să apară iarăși în fiecare zi cât un episod de DayZ sau măcar la două zile și să fie alt episod între. Vreau să postez în fiecare zi. Asta înseamnă că episoadele nu o să fie editate, eventual muzică pe fundal și cam atâta. Astăzi joc cu Alah, care nu știu unde e dracu, unde ești Alah? Cerno. Aha, Alah e în Cerno, eu sunt în Berezino. Ce? Mă bun. Da. Vitu în Cerno sau vine un Berezino? Cum mergem? Vitu în Berezino. Vitu în Berezino. Pentru că toate episoadele mele se învârt pe lângă Cerno și vreau să arăt și Berezino, pentru că e un oraș destul de frumos. M-am urcat aici să vă arăt și vă cât de frumos, bine, hai mă că nu e așa fain Berezino, e multă zonă industrială. O benzinărie acolo și ai... dar, na. Din episodul trecut unde am început să facem o bază, mi se pare că s-a dat wipe la server, nu? Da, s-a dat wipe și n-am mai intrat deloc. N-am mai intrat de mult acolo și am schimbat serverul, în caz că vă întrebați ce server e ăsta, se numește Endzone, îl găsiți, e modat, dar e vanilla, gen. Are chestii modate, dar nu extra încât să zici, bă, nu știu, mie cel puțin nu-mi plac serverele modate, nu știu, Alah, dacă ție îți plac. Bă, cât pentru de PvP, cât, gen... Pentru da, PvP îți șmecherește, dar pentru YouTube, așa, bă, nu știu, parcă... Nu știu, mie de ziua mi se pare... Mie de ziua mi se pare genul ăla de joc pentru YouTube, care mai mult e un podcast, să zic așa, știi? Da. Unde efectiv vorbești și faci altceva, e ca și surf-ul pe CSGO, știi, că majoritatea vorbesc despre ceva. Da, da, în fine, nici chiar așa nu se compară, dar, nu, să înțelege. Hai că mai găsești și clipuri amuzante, gen cu DayZ, nu neapărat podcast. Da, și-o făceam în trecut, dar, nu știu, mie, gen dacă nu editez, tot combat, da, e fain combatul, nu zic, dar îmi place mai mult partea survival din jocul ăsta. Mm. Păi și cum am jucat o grămadă de arma, de fiecare dată când revin în jocul ăsta, bă, mi se zice ceva în genul, bă, ce faină e grafica, știi? Bă, da, e fain, e feeling-ul ăla de DayZ. DayZ și, chiar sper să nu lase jocul ăsta baltă, că sunt niște povești, nu 100% adevărate, cum că developerul să lase jocul ăsta baltă. Bă, principalul reparat, cam tot ce au avut de reparat, bine, mașinile. Da, jocul ăsta ar mai putea să folosească o grămadă de update-uri pentru că nu-i gata. Într-adevăr. E un joc prea bun și eu sper să nu lase baltă, cel puțin. Poate că nu mai e atât de popular, cu totul că și-o revenit. În ultima, chiar și-o revenit jocul ăsta. Mamă, ce m-a spreaf... Ai de capul meu, tu te... Bă, zombie. Bă, du-te... Ai de capul meu. Direct flashback-uri din Antern, numai Antern făceau zombie. Wow! Este un încărcător aici. Și da, în caz că nu știți cum să începeți în DayZ, lutați orașul în care sunteți. E recomandat să mergeți într-un oraș mare cum ar fi Cerno, Electro, Berezino. Ce orașe de start? Cam astea. Tulga, te duci din Tulga și te duci direct la... Aia deja mai avansat. Sau chiar și ăla de sus, cum se numea? Hai că-s la barca. Staroi? Nu Staroi, S. Cum se dracu se numea? Care zici tu? Ala de sus de tot. Militare. Bă, stai. Zvet, mă, Zvet, așa se numea. Ori Zvet. Zvetul chiar e, bă, e chiar o rută bună să mergi din Zvet, uite. Să mergeți, ăsta e Zvet aici și să mergeți efectiv pe ruta asta în sus. O grămadă de chestii militare aici sus până la TC și o să fiți full. Asta e knife. Mă duc să lutez barca, dacă vrei vină spre mine și să mergem... Bă, nu știu, din Berezino unde putem să mergem? Putem să mergem către Novi. Așa. Severograd? Sau... ce? Era o rută bună, mă, de aici, dar nu mai țin care. Nu mai țin minte care. A, pe la Novi Sobor și pe acolo, mi se pare. Da. De eu zic să mergem pe la Zvet și pe acolo, pe sus. Ce zici? Ar merge. Sper o dată. Da, și imediat după cum, după ce te spawnezi, în general trebuie să cauți mâncare, trebuie să
Căuți unelte ascuțite cum e asta. Uite, eu am chiar și un Hexau care o să-l arunc imediat, pentru că cuțitul e mult mai bun. Dacă nu aveți niște păpuci buni, dacă aveți genul ăsta de sneakers sau tenis și găsiți niște hunter boots, dacă nu vă spawnați cu ei, să-i luați, pentru că sunt mai camuflați și țin mai mult. Și ghiș ce-am găsit. Așa, după... Bă, ce dracu e asta? Stai, ce asta? E găsit apă. Mele sling leather. What the fuck is this? Ok, nu știu ce asta. O să arunc, poate cineva în comentariu să știe și să vei ceva. Bă, prostule, de ce ai aruncat-o? Am găsit un repeater. E foarte bun. Mai trebuie glonțe. Trebuie glonțe de... De alea. 357. Da, știu cum arată, nu știu cum se numesc, că destul de noi. Și o să verific... Mă, bă, suete de gard. Trebuie să mai beau apă, că n-am băut destul. Bă, dar chiar, bă, la început era sunetul crepe pe Daisy, bă. Mamă, când îți scârția gardul. Da, pe... Nu, da, și acum scârție tu. Și ce să-mi scârție aici gardurile în urechi? Păi, când joci prima dată Daisy și auzi zgomotele astea, mai ales în pădure, când face copac un ultim hal sau cerbi, de fapt, uaaa! Știi? Mamă, ce bă, îți pică acoperișul. Nu. Punct 22, LR, alias. No, e bă la 35. Astea-s de alea urâte. Nu știu pentru ce, sincer. Da, uite, dacă sunteți în berezul, e foarte bine să verificați police station-ul ăsta. Cu totul că majoritatea timpului e... lutat. E lutat. Merită. Bă, da, chiar merită. Pentru că nu știi ce găsești. Găsești un Glock, găsești ăsta. Și pro tip pe care eu l-am învățat mai greu. Lopata și pickaxe-ul OP. Bă, deci știi cum dai, mai ales cu lopata. Mamă! Lopata one hit, mă. Dacă uite, uite ce am zis, Glock. V-am zis, e merită. Și amuniție, ce deci e? Caracterul meu mi l-a dat în fustă și acum moare de frig. A, pe că să știi, mă, niște pantaloni repede. Acum am mult pe aici, pe barcă. Ok, excuse me, e de cere, da. Mm-hmm. Eu să las pistolul ăsta aici. Hai să ne poate mai găsim ceva, nu știu. Foarte bine. Să-ți închizi ușile, în primul rând, pentru că nu știi când te vede un zombie sau poate intra peste tine, sau un player. Așa măcar auzi... auzi un sunet, auzi ceva, auzi că vine. Și o chestie pe care recomand tuturor să o facă atunci când mergeți lângă ceva, vedeți asta, dar o las de aici. Pentru că e posibil să mai fie ceva pe lângă și să nu o vedeți. Și în vecinii tot timpul vedeți chestii bune. Sau un pantalon, de exemplu, mai ușor, te uiți așa. Poate ceva în pantalon, poate ceva într-o haină. Hai că am găsit pantalon. Sexy chick. Mă mor de frig. Sexy chick. Încărcător de SG. Am o armă să mă apăr. Ai SG? Da. Încărcător? Câte glanțe ai? 15. Mai am un Glock. Poate găsești muniție. Păi și mie trebuie pentru Glock. Ok. Bă, cu mâncarea nu stau prea rău, am multe legume care nu prea țin de foame ele, dar de când nimic... Mai nimic, că eu am un urs, mă, un teddy bear de ăla. Bă, am găsit un colt, am găsit un ghiozdan. Și trece ambulanța pe lângă mine. A, am înțeles, o vii să te ia coronavirus. O iau pe ăsta că e verde. mamă, dar ambulanța aia să moară Gigi. Insistentă, bă, dar cum e acolo în Italia cu coronavirus? Bă, s-a calmat decent prin zone, gen nu mai e alertă roșie. Oamenii pot să iasă, doar că nu în grupuri de 50, să zicem așa, și... Cum limita, pe față, da. Pentru că... Cum alea, ca de limit, cu un bun simț, n-am pana. Da. Adică să ai grijă de tine și mi se pare că ești obligat să merg cu masca afară. Da. Așa o să fie și la noi din 15 mai. Și am o curiozitate, gen, s-au deschis sălile de sport? Nu sălile de sport nu s-au deschis, doar restaurantele care livrează la distanță. Știi? Aha. Păi, ideea e că vreau să mă apuc iarăși de kickbox și nu știu dacă se deschide sală, știi? Da. Se deschid acum, cum zice, frizeriile.
Oh, neamțule! Vin să mă tunzi, am mai găsit o Repeater. Și să-mi las, las lopata pentru Repeater. Nu, că iau mână. Nu-mi las lopata. Da, nu știu ce o să fie... Ce am să mai găsit un OCG. Oh, shit. Da, episodul ăsta o să fie de undeva de 10 minute needitate. 10 minute, auzi, undeva la 30 de minute, 15 minute, nu știu, depinde cam ce se întâmplă. Dacă o să fie plictisitor efectiv și avem mult de mers fără să facem nimic, probabil că nu o să filmez și... Oprește, hai, da. Am reguri, nu prea am reguri. Uite, în caz că nu știați, aveți un shirt sau o haină, majoritatea hainelor luați un cuțit în mână și puteți să rătați pentru reguri. Regurile, dacă sunt murdare, vă pot da o infecție. Am găsit gaz cu gloanțe și încărcător. Gaz, te piști pe gaz, gaz. Și un bug pe care eu îl iubesc e chestia asta. Dacă iei niște reguri damaged și le combin cu unele pristin, să fac pristin. Chestia asta e foarte folositoare pentru că nu mai trebuie să le dai cu dezinfectant. Și am niște... am încărcător auzi de la de SKS. Gloanțe verzi. Ce ai mă când cape lopata în ghiozdan? Și ghiozdan fain am. Dar serios, ăsta e un pic modat, dar gen nu e exagerat încât să... Nu, în primul rând are trader și asta, asta îmi place. Deci tot loot-ul care ar trebui să-l cumperi la trader, îl cauți, nu-l cumperi. Am o țigară! Ai găsit deja țigara, mă? Da! Ce glanță este? 9-19, a? Deci am un glonț la pistol. Eu niciodată nu găsesc țigara sau... Am găsit-o aprinsă, pus și am văzut fum. Mi-a pus-o în gură, las fum în spatele meu. Ok. Nu știu cât de bine e asta, dar... Mă voi de toată lumea. Mi-o las în inventar și o fumez când vreau eu. E mai bine așa. După aia faci semne indianii de alea, știi? Lasă-și de așa și ploaia. Ia. Oh, da. Scurios dacă te ajută cu ceva. Chestia asta nu e in-game. După cum am zis, serverul ăsta e modat. Dar e modat la limita bunului simț, știi? În sensul că nu cred că o să vezi tu BMW-uri pe aici și mutanți și chestii de astea. Da, mă, pe unele servere, pe Aftermath, pe serverul pe care joacă Pericol, este BMW. BMW-urile. Dar cred că și Apex este BMW. Da. Nu știu ce facem. Tu unde ești, la vapor? Da. Găsit o sticlă cu apă. O chestie pe care trebuie să o știți cu sticlă de apă e că niciodată nu-i safe. Vezi? Da, o să vin încolo, mai stai în zonă. Mă duc să îmi golesc sticla de apă să o reumplu. Deci... să caut niște mâncare, că n-am deloc mâncare, mă duc în zvet acum. Am eu. Du-te, du-te. De ce se trebuie să golești sticlele de apă și să le reumpli iarăși? Pentru că... Ai, de cap, mă. Pentru că... Sarmă gardul, am înțeles. Sar, bă, sar. Bă, da, bate vântul. Mă sperie. Pentru că... Hai, mă. Trebuie să-mi conjur o clădire întreagă ca să ajung la pompă. Pentru că te poți îmbolnăvi de la... apa pe care o găsești. Și decât să... să te îmbolnăvești, să stai să găsești după tetraciclină, mai bine... Dacă o pun pe lângă tine, le golești și le reumpli. Ups, am dat shift tab. Am înțeles. Oh, am înțeles, sunt mort. Cum ai murit? M-a tras unul mine, n-am murit încă. Ah, fuck. Fug, 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 dacă fug, pe tine. Fug, fug. Tras două glanțe mine, dar am fugit. Vino, spre zbet. Hai că vin. Bă, băga-mi aș piciorul în apă, nu mai beau apă, viața mea. Nu mai beau, gata! Ok, iau repede un bandaj și am bleeding. Alah, vin direct la vapor! Bine, frățiuc. Bine că nu mi-a dat în cap sau ceva. Sunt curios dacă mi-a dat în cap. Nu, mi-a dat în torso. Ok.
Time to run. Ah, am înțeles. Mi s-a dus un pic din culoare. Vezi alb negru? Nu, alb negru, văd așa, decolorat, efectiv. Da, să fie nașpa pe video, niciodată nu mi-a plăcut să se vadă așa. Adică nimănui nu-i place, sincer. E nașpa. Ce nu-mi place la serverul ăsta e că sunt puțin zombi. Am unde depinde unde duci, dacă te duci la o zonă militară găsești cu sută. Da? Da. Da. Când o să ajung la tine o să-mi arăt și setările de la joc, pentru că urma de lume întreabă și o să fac asta și la începutul episodului următor, gen. Păi că văd zona industrială. Unde e la tău? Acum ies din oraș. Pe drum. Adică cred și eu că o trasă mine, aveam două carabine pe spate. Bine că nu strigă și ăsta, că e friendly și să tragă mine. I'm friendly, I'm friendly. Pong! Și să zică, is it too late now to say sorry? Așa a făcut Legion pe... pe ăsta, pe... cum îi zice? Rainbow. Nu, pe Rainbow. Eram cu Coța și cu el. Și face Coța. Ești ăsta care alergă? Sari. Mănânc o pară. Am sărit. Ok. Te văd. Tu mă vezi? Unde ești? Mă vezi? Ești în fața mea? Da. În pădure? Nu, într-un buș. Cred că da, te văd. Stânga mea, nu? Da, 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 da. Da, deci bine, te-ai camuflat. Bine, nici n-am culoare eu, dar... Da, intră, era pe Rainbow și era cu Crezi camera. Ce? Nu. Mă, dar ce serios pare. Și face Coța. Bă, nu intra acolo că mori, de la care moare. Și face Legion. Is it too late now to say sorry? Tu ai de asta. Ai nici gălzat și-o găsă, bă. Da, știu, așa că e șmecher. Încă pe o lopată în el. Da, n-am mai văzut niciodată. Da, nu știu tu de ăștia. De-aia de pus apa ca la școală. Ah, da, ia, ce șmecher e, doamne. Ia, să stau o carabină, mă. Na. Păi ia și tu SG-ul și dăm carabina. Și avem bine. Loc amândoi. Oh, pișeai gloanța la SG? Da. Ohohoho! Le fofolenta. A, dăm niște mâncare, că nu mai am nici okay. De loc. Ia umăr. Și asta. A, e o mundă castravete. Ăla e castravete, e zucchini, mă. E zucchini. Îmi place cum a uitat ăla de mine, efectiv am fugit, gata. Era ceva și pumpa mea! Mia mea, du-te, du-te de aici! Bă, nu mă mai... da... Așa se întâmplă pe coasă, oamenii nu sunt friendly pe Daisy, trebuie să țineți asta minte, nimeni nu-i friendly pe Daisy. E fa... adică... trebuie să, nu știu, îl cunoști după voce de obicei dacă poți să vorbești cu el, dar mulți să te trădeze. Dacă zic că au prieteni, te trădează. Deci... Într-adevăr. Ca să te întâlnești cu cineva și să aveți o viață faină, trebuie să vă întâlniți când sunteți amândoi Bambi, fără nimic și ziceți, bă, o să mergem împreună. Bă, atunci da, poți să ai încredere în el, știi? Dacă nu are prieteni, că dacă are prieteni, cum a făcut spaniola aia cu mine, am dat să tai o găină și mi-o dat în cap. Putui. Is it too late now to say sorry? Bă, dar am mâncat și măr și zucchini și tot pe galben. Nu, no, pe ce mâncare mi-ai dat, mă? E, de fraier. Stai că... am un can spaghetti, jumătate eu, jumătate tu. Iole! Bă! Al dracu cum stă. Ia. Fă poză, așa.
De câte ori vine Daisy. Stai, nu mai stăm la poze. Nu mai stăm. Nu se mai stă la poze, că noi tot timpul ne luăm hit când facem poze. Nu mai se stă la poze. Dar și noi, da, păi noi facem poze în mijlocul străzii, mă, după ce ne-am bătut jumătate de oră cu aia, știi? Ia. Dar nu puteai să mă fărânești tu? Nu. Și am fugit-o. Nu. Dar ce se aici? Lady Gaga. Sunt Lady Gaga și nu știu eu. Hâț! Ce câț, mă? A, în partea asta, bun. Nu câț, hâț, mă! N-ai auzit de hâț, John-ule? Da! Ca să știți, Allah niciodată nu știe unele chestii, că el e din Italia, el nu știe. Păi, dar unde-i drum? Eu sunt mic. Nu știu nimic. Sunt un mic, nu știu nimic? Merge și pe șine de tren, nu neapărat. Da, uite o cărare. Uite. Proteipul, să știți că cărările au câte o culoare și le vedeți cu de asta. Ba pe piatră, ba pe un lemn și vă puteți uita pe hartă după chestiile astea. Eu nu știu dacă pe mapa asta pare. Da, uite și pe mapa asta, vezi? E cu roșu toată cărarea și cărarea și se arată exact pe unde merge. Bă, ce, uite, ce e aici? Vezi unde-i barul? Lângă lac. Da. Un pic mai față, ce e acolo? Un lac, ce să fie. Lângă-i bar și vezi că mai sunt niște clădiri. Da, văd. Ce e acolo? E, o fi vreo fermă, ceva? E că trecem pe acolo. Vrei? Mhm. Păi asta e chiar foamei, mă, e topă galben. Eee... omul ce fumează, bă. Din spate zici că sunt bule de, cum zice, baloane de șampon. Baloane de șampon? Spumă, bă! Ce, mă? Spumă! Ce spumă? Spumă, mă, spumă! Eu zic baloane, bă, nu spumă. Păi de-alea spumă, nu baloane. Dar ce, bă, spuma zboară? Da. What? Da, ok. Bine, okay. Zboară, nu merge ca balonul, da? Înțelegi. Ok. Bă, pe aici, bine merg. Da. Da, mergem bine. Tare că o băgat hartă și pe serverul ăsta. Nu știu de ce băga harta, că n-ai întâlnit. Da, nu e, adică era cu GPS-ul ăla, dacă îl găseai aveai harta. Era una așa. Asta era ok, da. Mai ziceam, e ok, da. O băga și harta, pana. O fi prea multe reclamații, bă. Da, sunt prea de noi care nu știe. Dacă vezi că acum sunt și mai mulți player în zonă. Bine, e și în carantină. Chiar sunt curios cum o să fie de acum viața în carantină. Hai să ne ce descoperim aici. Ruine. Asta ai vrut să vezi? Pentru asta am venit până aici. Măcar este un bar lângă. Hai, la bar. Da, nu, mergem în svet, nu? Hai de luăm cum vrei. Da, hai în svet. Stai ca-mi pun ăsta. Trebuie să-l văd 3D, dar de ce nu-l văd? Mai de rău? Asta capa? Bă, nu văd markerele, tu le vezi? Nu. Nu merg markerele pe serverul? Ți-ți merg? Nu merg. Deci doar, au pus doar harta, nici nu marcare. Marcare, știi? Deci... Oricum mergem bine, de aici așa trebuie să mergem. Mai hai că trebuie să găsim mâncare. Mimea. Eu am scos lopata, dar în copaci. Ia, văd o lopată care iese din pământ. What the fuck is this, man?
Wow! Aba, ce pregătit ești în fusta aia. Ca băieții grei. Cum dacă vezi că pe hartă arată niște linii aici. Bă, m-ai speriat. Uite-te la față. Doamne, ferește-mă și mă păzește. Ți-i frig. Bă, am mâncarea pe roșu. Cum mă, dar n-ai mâncat? Am mâncat tot ce mi-ai dat, da. Bă, stai că poate țigara face foame. Am o prună, hai mănc prună. Și în rest, nu mai am. Am un Pepsi să-ți dau cu sesiunea de foame, dacă e... După te tai pe tine dacă nu mâncă, nu găsesc mâncare. Să încheie seria și... Și gata. S-a blocat jocul. Și la mine. Mă găsesc niște ciuperci. Please read the following please read and follow the server rules. They are located in our Discord. Join our Discord to find more information. Dă-l dracu pe Discordul lor. Intrați pe Discordul meu acum pe Romline. Este gratis. Ce poți să faci pe Discordul lui Romline? Poți să-ți găsești prieteni cu care să joci jocuri diferite. Există taguri de jocuri. Nu Allah? Da, moi. Nu-s prea bun la reclame. Aud o găină. Ușul tai-o. O tăiem și... A mai fost cineva pe aici. O tăiem găina și o prăjim? I don't know. E mai rapid găsim mâncare. Eu deja am dat pum. Oare stat un episod de Daisy am eu fără să tai o găină? I don't know. Poate da, poate nu. Și da și nu. Știi pe ala ce cântă? Și da și nu. Ai chibrite? Nu. Ce fust? Ce fugea mea un fust? Îi caut mâncare că mor acum. Păi eu o să iau barc, nu? Ia ce vrei. Cea, bă, pic de... Respect pentru videoclip n-ai. Care o să se încheie chiar acum, pentru că îi las în suspan, știi? Oare o să morim de foame? O să aflați în episodul următor. Până atunci vă rog frumos să apăsați butonul de like, subscribe și share, pentru că mă ajută enorm în călătoria mea pe YouTube, să zicem așa. Timp ce o să tai acest barc, încă aveți timp. Aveți timp să dați like și subscribe și share. Okay? Ok? Vă mai las 10 secunde. Dacă nu o să muriți de coronavirus. Băi... Eu v-am zis. Nu mă credeți, o să muriți. Gata, o, bă, glumea. Glumea, bă. Nu glumesc, nu glumesc. Pa!